bun găsit tuturor! Am ajuns la aeroportul Băneasa. De fapt, se numește aeroportul Aurel Vlaicu, se află în cartier Băneasa. E destul de aproape de trafic. Aici se află, pe aici se ajunge, pe aici avem acces. Este 25 august 2023 și se fac repetiții pentru ediția 13 din BIAS. Acest monument al aeronauticii se află la intrarea pe aeroportul Aurel Vlaicu, cartier Băneasa, în nordul Bucureștiului. Și mergem, uite, un copăcel. Ăștia vor crește și vor da umbră aici frumos, așa, sunt niște straturi de flori, uite, copăcei micuți. Acolo sunt un pic mai mari copăcei. Și mergem spre aeroport Băneasa. Iată o formație de 3 aeronave. Își fac exercițiile astăzi. Da, ia, priviți. Se apropie o altă aeronavă. Acum o putem vedea mai clar. Aici avem și la umbrare, să putem sta să ne apărăm de soare cât de cât, dar nu înțeleg de ce avem acest zgomot infernal. Iată niște piloți militari, ce-o fie, habar n-am. Ambulanțele pregătite, muzica și nebuneala, forțele aeriene. Și mergem să vedem aeronava asta imensă, deși nu cred că avem acces, că este un gard care înconjoară aeronava. Măcar ceva de băut să merg. O să merg pe la chioșcuri, uite, gelaterie, probabil că au înghețată. Aici avem niște curturi, posibil că vor avea muzică ceva mai târziu. Uite, au niște stamping, nu știu ce e pe aici. Niște fete care ne întreabă niște chestii. Ah, da, este un stand Pepsi. Și gelaterie înghețată, mai știu eu ce. Eu vreau răcoritoare, vreau ceva apă, că de înghețată nu-mi arde că e dulce. Mama mia, ce ne țipă în urechi. Dumnezeule, înghețată avem destulă și pentru azi și pentru mâine. Dar vrem niște apă, că ne nebunește de cap. Deci uite că la el, frate, ce e în stare să facă. Ia, 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 fii atent ce face. Timpul să acopăr cât de cât fundul ăsta sonor care ne sparge urechi. Ia uite-l ce face, fie așa. Mamma mia! Ia uite! Demonstrație de art în domeniul aeronautic. Din câte știu, elicopterile au venit din Statele Unite. Iar aici avem aceste exemplare de avioane de luptă. Se fac probe. În spate avem elicopterul și aici avem aceste mostre de avioane de luptă. Zona cu elicoptere, unde se fac aceste demonstrații. Pentru că deja totul devine foarte interesant. Acesta este un război, un elicopter de război din Statele Unite, după cum îmi apare mie. Și ne apropiem ca să vedem demonstrația de zbor.
aproape de sol. Aici este zona de elicopter și este un spațiu mult mai amplu. Vorbesc în permanență, să acopăr fondul sonor. Muzica ne cam space urechile, asta probabil ca să acopere zgomotul muzicii. Da, ia, în proximitate aici, chiar unul lângă celălalt. Toate manevrele astea sunt făcute foarte aproape de sol. Mers pe lateral. Boxele sunt chiar aici aproape. Uite, chiar pe lângă. Ia uite-le. Facem o întoarcere. Iarăși coboară Bias 2023, ediția 13. Din face iarăși vedem câteva mostre, acesta este un elicopter militar, ia uite la venit iarăși, așa, ia uite. Și în plan mai îndepărtat mai vedem câteva exemplare de avioane de agrement. Boxele sunt chiar aici lângă mine și de aia se aude valul ăsta. Uite boxa, uite elicopterul. Nu știu cine țipă mai tare că își fac concurență unul altuia, sau elicopterul sau boxele. Ia uite. Red Bull se prezintă cu un exemplar din Flying Bull. Am impresia cu asta va începe show-ul de mâine. Acum avem doar niște exerciții. Dacă se aude ceva pe zgomotul ăsta, eu am încercat. Aici avem încă un elicopter, acolo încă unul, este zona de elicoptere și aici sunt avioanele astea micuțe. Ăsta este nou și strălucitor, hai să vedem din lateral. Red Bull, ăsta, trebuie să recunosc că eu nu prea văd ce se întâmplă aici. Soarele arde tare, este foarte strălucitor, ecranul telefonului este mai întunecat decât luminozitatea de afară. Și mă străduiesc cât de cât să încadrez bine, însă nu știu cât reușesc, cu bună voință. Ăsta, mod special, e un metal din ăsta foarte deschis, spre alb, strălucitor. Foarte interesant. Avem aici o ambulanță pentru orice eventualitate, că așa se face pe la evenimentele astea. Aici sunt avioanele de la Red Bull. Le-am văzut și mai devreme și tocmai a început demonstrația niște hipersonice. Trec aici, deci eu mă uit în toate părțile, nu m-am văzut și eu, dar nu știu pe unde vine. Le urmăresc și nu știu de unde să le iau. Le văd așa cu ochiul liber. Ia, uite, frate, nu le vezi, deci
undeva și nu știu de unde. Ia uite. Din nord de acolo. Aici pe undeva. Se aude zgomotul. Ia, eu le văd. Poate reușesc să le surprind când se apropie. Sunt foarte micuțe și nu se văd pe cameră. Să încercăm să vedem cum vin încoace. Deci vin cu o viteză colosală. Hai să se apropie, poate vedem ceva. Ia uite! Deci avionul a trecut, a ajuns la 1-2 km și abia apoi ajunge și zgomotul la noi. E o senzație foarte bizară, pentru că vine zgomotul de peste tot, dar avionul pur și simplu nu-l vezi. Avionul e în față și zgomotul e în spate. Asta înseamnă supersonică, este mai rapid decât viteza sunetului. Până atunci ne mai uităm la chestiile astea de la sol. Și poate le mai prind când mai fac o tură, când mai fac o rotație. Data trecută le-am văzut, acum s-au dus un pic mai departe spre nord. Ia uite-le că vin, ia uite-le. Deci ăsta-i soarecele și pisica, ăsta-i contra cronometru, n-ai cum să-l vezi. Spre aeroportul Henri Coandă, dar nu-l vedem că mai sunt vreo 10 km din acolo. Nu știu dacă s-a văzut ceva, eu le văd, sper să fi surprins ceva, în orice caz. Comutul este all around, așa, un fel de stereo. Se aude de peste tot un vuiet, dar avionul nu-l vezi. Și în partea asta mai vedem niște avioane de luptă și în spate acolo elicoptere. Mai încercăm degeaba, că nu le prindem pe astea pe cer, sunt mult prea rapide. Ne mai uităm un pic la elicopterele astea. Wow! Când apare, când dispare. Ne mai uităm un pic la avioanele astea. Asta este avion, asta este elicopter. S-a ridicat un elicopter, demonstrația cu supersonicele s-a terminat, admirăm acest elicopter, o să mergem mai aproape. Ba nu, ia uite-le că încă mai trec. Ia uite. Aici vedem niște aeronave cu un design foarte drăguț, nu este foarte aerodinamic, însă e amuzant așa după cum arată. Asta nu sunt de mare înălțime, sunt mai multe divertisment așa. Atmosfera incendiară aici la Băneasa, București-Băneasa. Soarele a intrat într-un nor și sunt foarte bucuroasă din cauza asta, că ne puneam cu toții de căldură pe aici. Acum avem ocazia să respirăm un pic. Aparține forțelor aeriene române.
să avem prezentarea pentru F-16 Fighting Falcon. Acesta este. Copiii să-și cumpere niște aeronave, niște sucărele, niște apă rece, niște sucuri, niște magneți de frigider, niște suveniruri, niște ceva. Niciodată astfel de aeronave atât de aproape și astea sunt funcționale, nu sunt de la muzeu de astea vechituri, să zici că e cimitirul de animale. Cu astea chiar cineva zboară. Dacă te ia copilot, poți te uși tu cu de-astea pe sus în cer. Ia uitați-vă la asta cât de mare poate să fie. Pe lateral, lângă Red Bull. Pe cealaltă latură, demonstrațiile continuă. Asta e ca o libelulă. Și această aeronavă este foarte mare, aparține forțelor aeriene române. Iată și niște rachete acolo în spate. Ar suna bine dacă n-ar exista deloc așa ceva. Dar în fine. Iată și alte utilaje de luptă prezentate aici. Este tot armata română. Ia uite-l ce frumos el merge. A fost la demonstrație, acum se întoarce în hangar. Și pe cer avem parte de o reprezentație, iarăși. Unde este că nu-l văd? Uite-l aici. Las-o de rând în urmă și așa putem vedea mai ușor. Ăsta este. Nu ne putem uita prea mult pentru că... Wow! Suntem chiar spre soare. Această aeronavă este pentru pasageri Romaero, sub pavilion românesc. Din cu aceasta micuță este tot aeronavă românească. Iar din cu aceea unul și mai micuț. Haideți să mai urmărim aici această performanță. Dar se mișcă așa de repede că o pierd din ecran. Dacă dau ecranul mare, nu se mai vede că e prea micuță. Dacă mă apropii, dispare imediat din ecran. Ia uite, s-a dus sus în înaltul cerului. Și acum hai să vedem cum coboară. Tot la fel cum a urcat. Nu mai vedem. Da, face lupuri aici, face curbe. Așa. Am pierdut-o. Ia uite-l cum face. Dacă lasă dâra asta de fum, poți să-l urmărești. Dacă oprește fumul ăsta, nu-l mai pot vedea. Sus, sus, sus. Așa, și ce urmează? Hai și coborârea. Uite-l. Așa, ca să-l putem vedea întrerupt, uite, merge fără frână. Ia să vedem. Nu știu dacă l-am pierdut. Uite-l aici. Iar în sus.